Thank you very much, Mr. President. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Let me say that I have a relationship with the president. I had the opportunity to talk to him on the phone frequently, and when he asked me the possibility of coming to talk to him here, I decided to do it even in a short notice today. Aș vrea să comunic faptul că am o comunicare foarte bună cu domnul președinte și în cadrul unei discuții telefonice, la rugămintea dumnealui de a vizita Republica Moldova, am decis să efectuez această vizită într-o perioadă foarte scurtă, adică astăzi. I would like to say that we have spoken about many things, the president and myself. I would like to simplify to the most important issue that we have recommended and we have agreed. Aș vrea să menționez faptul că am abordat o serie de aspecte și aș vrea să menționez doar aspectele esențiale asupra cărora am convenit. First, on the bilateral relation between the your country and the European Union, as you know, we're in the process of renewing our agreements, and we're going to do it with the most openness of mind and trying to resolve some of the problems which are more dear for Moldova. Precum cunoașteți, pe domeniul bilateral suntem la etapa renovării acordului între Republica Moldova și Uniunea Europeană și vom încerca să dăm dovadă de deschidere maximă în vederea îmbunătățirii acestui cadru. The question of visa facilitation, as you know, is a very important issue for Moldova. We'll try to see how we can facilitate ourselves the work to do it more rapidly on that direction. Cu privire la facilitarea vizelor, bineînțeles, ne dăm seama că este un aspect foarte important pentru Republica Moldova și vom încerca să vedem care este posibilitatea de a îmbunătăți lucrurile în acest sens cât de curând posibil. Second, as you know, the European Union collectively is launching what we call the Eastern Partnership. We have discussed about that and the President has accepted to be part of that important gathering of countries around the European Union. Într-al doilea rând, după cum cunoașteți, Uniunea Europeană este la momentul lansării parteneriatului estic și, precum am discutat și înainte, astăzi domnul președinte a confirmat faptul că Republica Moldova intenționează să fie parte a parteneriatului estic. Thirdly, after the events that have taken place around the elections, the president has accepted the suggestion that I made to construct a commission between the government and the opposition to look at all the problems that can be resolved and should be resolved rapidly. Într-al treilea rând, referitor la comisie care a fost creată în vederea investigării evenimentelor și evaluării evenimentelor care s-au întâmplat în Republica Moldova, am convenit asupra faptului că în aceasta vor fi incluși și reprezentanții opoziției în vederea îmbunătățirii situației la acest capitol. I can tell you that I have spoken with the leaders of the opposition before, so they have accepted also. Pot să vă menționez faptul că am discutat în anterior astăzi ceva mai devreme și cu reprezentanții opoziției și dumneavoastră au acceptat de asemenea acest fapt. Next, as you know, the president organized a commission to analyze the situation of the events that have taken place around the elections. The president has accepted to enlarge the composition of that commission to include members of the opposition, and we will try to see if some other international organization will participate at the Council of Europe. De asemenea, odată ce domnul președinte a fost de acord să alărgească formatul acestei comisii, de asemenea am discutat aspectul unei eventuale includeri în cadrul acestei comisii a reprezentanților structurilor europene. As you know, the president also has taken the decision to give an amnesty, a general amnesty. He's going to continue working on that direction to finalize with that job. După cum cunoașteți, de asemenea, domnul președinte a luat decizia de a acorda amnistie tuturor persoanelor reținute urmare evenimentelor din data de 7 aprilie și, de asemenea, dumnealui a confirmat intenția de a duce la bun sfârșit. Let me insist once again that we have had a very constructive exchange of views. Deci am avut un schimb de opinii foarte constructiv. On issues which are related to the stability of the region. Asupra aspectelor care țin de stabilitatea regiunii, the relationship between Moldova and the European Union, relațiile între Uniunea Europeană și Republica Moldova, and we've analyzed also the difficulties in which we are all living due to the economic and financial crisis. Și am abordat, bineînțeles, faptul că atât Uniunea Europeană cât toate țările din regiune și Republica Moldova
se confruntă, din păcate, cu crize economice. I promise the president that I will do our utmost to help also on that direction. And as you know, it will be necessary some help, economic help, and also from the European Union, but also from the institutions, the international institutions, and we are going to do the utmost to help. În acest context, l-am asigurat pe domnul președinte că vom face tot ce ne stă în putere în acest sens, de asemenea prin implicarea Uniunii Europene și a instituțiilor internaționale în acest sens. To finalize, to say there has been, as I said before, a very fruitful visit. În concluzie, aș vrea să spun că într-adevăr a fost o vizită foarte fructuoasă. Myself, we have been in agreement to continue our cooperation through the telephone in the coming period of time. Și am convenit cu domnul președinte să ne continuăm cooperarea și prin intermediul discuțiilor telefonice. And if necessary, to meet each other, being here or being in Brussels. Și în acest context, de asemenea, dacă va fi nevoie, să mai avem întrevederi. Mr. President, once again, thank you very much for your cooperation today. Deci, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru ospitalitate și pentru că m-ați primit astăzi. And thank you very much to your collaborators, which have been very constructive. Și vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru constructivitate. Vă mulțumesc.